Iată-ne, dragi prieteni, la întâlnirea de duminică, dar cu câteva vești destul de interesante. De exemplu, a aflat Liviu Dragnea că agenturile străine au fost la baza mitingului Mamut, mitingului aproape epocal din 10 august, în sensul în care străinii ar fi finanțat toată această enormă mascaradă din punctul lui de vedere. Ama, sigur, chiar și dacă ar avea dreptate Liviu Dragnea, ar avea dreptate numai de formă, nu în fond, întrucât, până la urmă, iarăși se încearcă denaturarea adevărului și a esențialului în acest subiect. Este ca la abuz un serviciu. Ați auzit-o pe doamna Adina Florea, care spune același lucru, că cele mai multe dosare făcute de DNA în ultimii ani au fost pe abuz în serviciu. Adică mai bine de 25% dintre dosare, făcăturile de dosare, adaugă ei, au fost făcute pe baza abuzului în serviciu. Da, e adevărat. Dar v-am explicat, nu ca la antene sau ca la RTV, v-a explicat tăticul de fiecare dată cum s-a întâmplat. Sigur că cele mai multe dintre ele erau cusute cu ața albă. Atâta doar că numai forma era o problemă, nu fondul. Da? Se primiseră niște ordine de acolo de unde trebuie, din înaltul stat major european, că România nu făcea progrese în domeniul corupției. Și atunci trebuia să se urgenteze arestarea ticăloșilor din această țară, care făceau ca România să stagneze la nivel european. Și asta s-a întâmplat. S-au făcut repede niște dosare ca bandiții, adevărații bandiți, nu noi. Da? Adevărații bandiți să intre la pușcărie, ceea ce s-a întâmplat. E adevărat că ele erau discutabile, modul în care au fost... Și vă explic și de ce. Uite că astăzi întâmplător avem un pic mai mult timp. De ce au fost făcute așa? Cum să-i prinzi, de exemplu? Uite, vrei să-l iei, să-l bagi la pușcărie pe Adrian Năstase. Ok, epoca lui a trecut. Pe ce-l prinzi? Vrei să-l bagi la pușcărie pe generalul Oprea. Cu ce-l prinzi? Da? Uite că nici n-au reușit să-l prindă deocamdată cu mare lucru. Și atunci era complicat, într-adevăr, să reiei timpul, să-l dai înapoi, să derulezi toată bobina aia și să ajungi să-l prinzi pe ăla cu grave fapte de corupție. Fapte absolut existente. Și atunci, pentru că n-aveai cum să-l prinzi, ai făcut această, să spunem, mascaradă de dosar. Da? Dar... avem aici totuși o explicație interesantă. Lăsați-i pe ai noștri, că ai noștri ori sunt manipulați, ori sunt interesați într-un fel sau altul, nu te poți baza pe ei. Dar ați văzut că nimeni în Europa n-a intervenit niciodată să spună a fost o făcătură de dosar. Ăla a intrat la pușcărie numai așa pe vorbe. Nimeni n-a intervenit niciodată, ceea ce spune foarte clar că lucrurile în sensul ăsta trebuiau să meargă. De aici tot ce i s-a pus în cârcă Laurei Conduța Chioveși. Ea era până la urmă un executant. O fi avut femeia respectivă vocație, o fi avut pasiune, o fi fost pricepută. Nu zice nimeni că nu. Avea poftă de muncă. Dar să știți că nu ea stătea la baza acestui malaxor. Absolut deloc. Acesta se declanșa automat din Europa. Indiferent cine ar fi fost în poziția aia, trebuia să execute. A, nu executai? Îți scădea capul mai repede. Executai? Era bine. Da? Așa s-au făcut așa zisele dosare ticăloșite. Ele nu erau ticăloșite, pentru că oamenii ăștia meritau să ajungă la pușcărie însutit, să facă pușcărie însutit pe cât au făcut. Da? Este pentru prima dată, și o spunem atenție, cu mare responsabilitate și cu tot adevărul și dreptatea istorică de partea noastră. A fost pentru prima dată în istoria României, pentru prima dată în istoria neamului românesc de 100 de ani, când adevărații ticăloși au intrat pe bune la pușcărie. Chiar dacă încă o dată ei puteau să conteste și au și făcut-o din nefericire aceste dosare, pentru că ele nu erau bine făcute, procurorii nu se pricepeau. Trebuie să spunem acest lucru, nu erau foarte talentați, nu erau foarte pricepuți, nu aveau această vocație. Până la ei, până la acest lot de procurori care s-au ocupat de marile dosare, toți înaintea lor n-au făcut nimic. Sau au făcut, dar nu erau lăsați să le ducă la bun sfârșit. Deci ăia s-au nimerit să fie atunci în linia întâi, cum ne-am nimerit noi, în piața universității cu glonțul.
luăm sub țeavă în 1990, fără să fim cei mai buni trăgători, fără să fim cei mai buni soldați. Așa s-a nimerit. Un an, doi, trei mai târziu, dacă făceai cătănia în București, nu te mai duceai cu glonțul pe țeavă în piața universității, că nu mai erau mineriade. Da? Nu mai erau lovituri de stat. Așa s-a întâmplat. Asta apropo de Liviu Dragnea. Încă o dată, este extrem de important ca lumea să rețină acest lucru. Acești oameni n-au intrat la pușcărie pentru că România i-a trimis, ci pentru că așa trebuia să se întâmple și pentru că făcând parte din structurile europene, noi nu puteam la infinit să ne tot codim. Pentru că semnasem o grămadă de angajamente și trebuia să respectăm măcar o parte din ele. Asta este problema. Românul nu înțelege. Dar așa stau lucrurile. Nu a fost doamna Chiove și n-au fost procurorii. Astea au venit de mai de sus, cum vin și în cazul președintelui Iohannis. El este acolo să execute niște lucruri, nu le execută bine, nu va mai ieși președinte. Le execută, o să fie șansa de partea lui, să zicem. Cum șansa a fost de partea lui, adevărat, cu un pic o doză de miracol și la alegerile pe care le-a câștigat în fața lui Victor Ponta. Un pic de șansă de partea lui, mai ales între turul 1 și turul 2, când nimeni nu bănuia așa ceva. Dar ăștia nu sunt meritele lor, nu sunt ei acolo, nu ei sunt vinovați. Da? Ăștia au căutat-o după aia pe Chiove și poate că la un moment dat s-a prins și ea în joc. Da? Eu, fi început să-i placă. Nu de acolo plecau. Așa niciun român n-a avut curajul niciodată să facă. Uite epoca lui Nea Traian. A intrat vreunul la pușcărie în primul mandat al lui Traian Băsescu. Mișca justiția ceva. Uite Nea Traian, ministrul transporturilor, da? Nea Traian, un serios în politică. Noi n-avem o referință mai mare, o spun cu toată responsabilitatea, că vă convine că nu, să fiți sănătoși. N-avem o referință mai mare în materie de politică decât el. A fost ministru al transporturilor mai multe rânduri, n-a făcut nimic. Da? Uiteți cum arată România. Nu există niciun fel de infrastructură. Și asta este marea întrebare. De ce niciun guvern al României din 1990 până acum n-a făcut nimic pentru infrastructura României? Bă, dar nici măcar din milă. Să spună, uite bă, fraților, eu fur atât, îmi propun să fur atât, dar bă, vă dau și vouă dracului 5%. 5%, uite, aloc pentru țară. Știți de ce? O să vă explic. Astăzi încă o dată vă spun, avem timp. Știți de ce nu s-a făcut nimic? Pentru că în 1990 și în anii care au urmat, nimeni n-avea gândul ăsta. Cu toții când au ajuns la asemenea ciolan. Deci e ca și cum tu mâncai la cantina săracilor și dintr-o dată te-ai trezit la nunta nu știu cărui prinț. Când ai văzut atâtea bucate în față, ai zis, nu se poate, bă. Și în momentul ăla, orice gând din ăsta de a face ceva, în mod logic, la omul sărac, care s-a trezit dintr-o dată în curtea miracolelor, a dispărut. Și atunci au zis, hai, întâi să ne punem și noi, să ne căpătuim, că nu se poate să nu iei, nu puteau să doarmă noaptea. Și atunci furau, că n-au mai văzut niciodată așa ceva. Noi eram niște hămesiți, vă reamintesc. Veniserăm după 25 de ani de Neanicu. Au furat. E, ce s-a întâmplat? După ce ăia care au furat au lăsat puterea în 1996, de exemplu, au venit alții. Ei au zis, dar ce Dumnezeu, noi suntem mai proști? Au și recunoscut după aia. Hai să furăm și noi măcar 4 ani. Că după 4 ani poate nu mai fi. Lasă, furăm 4 ani și după aia ne-am apucat și de treabă. Au furat 4 ani, după aia n-au mai fost, au venit ăia revanșarți, că nu furaseră 4 ani, da? Nu și-abdataseră conturile, da? Nu făcuseră noi investiții în perioada respectivă, sau, mă rog, nu la nivelul primilor ani, primilor 6 ani. S-au apucat din nou de furat. Ei au răzuit încă o dată pe aia de dinaintea lor și au zis, bă, dar ce dracu? Dar ce, noi am venit aici ca să ia, stați un pic, nu ne-ați votat, bă, 4 ani, n-a las că acum vă pedepsim noi. Și într-adevăr ne-au pedepsit. Și uite, așa s-a dus, a devenit o tradiție, a devenit un marc de fabric. Ca ăla care ajunge la putere într-o țară de tipul ăsta, nu zic că numai la noi s-a întâmplat. Și probabil și la alte țări din jur. Bă, să nu fac absolut nimic. Și uite, așa și-au dat ștafeta unul altuia până în zilele noastre și nimeni n-a făcut nimic. Nici o autostradă, nici o cale ferată, nici un aeroport, în afară de jumătatea asta de la Otopeni, care a venit, au făcut oia expres, tătea oia acolo. Am explicat de mii de ori cum s-a realizat numai cu bani europeni, că altfel nu ne băgau în spațiu Schengen. I s-a făcut frică alora, deci absolut nimic. N-au modernizat niciun port, n-au modernizat absolut nimic.
La nivel de infrastructură, România nu a progresat nici cu 5% față de epoca Ceaușescu. Asta este marea problemă. Aici ar trebui toată lumea să chestioneze guvernele Dragnea. Uite, de exemplu, suntem la al treilea guvern Liviu Dragnea. Nici pomeneală să se miște ceva în sensul ăsta. Și acum ajung de unde am plecat la Liviu Dragnea, care a găsit iarăși să ne aburească cu niște elemente. Străinii au finanțat foarte bine, mă, Boule. Foarte bine. Și dacă străinii ne finanțează un meeting de mare amploare, este rău, bă? Și mă deranjează pe mine. Mâine o să ne spună, vedeți geamurile alea? Străinii, bă, au venit și le-au făcut, de-aia arată așa colorat. Foarte bine. Și care-i problema în chestia asta? N-avea voie echipurile străinătatea să finanțe, dar de ce n-avea voie? Dar PSD-ul când fură de la stat, ne-a spus Victor Ponta, în fiecare lună intră 130.000 de euro în contul PSD din banii statului. Bine, intrau și pe vremea lui, evident. N-ați zis ce arogant era Victor Ponta la vremea aia. Credeți că de unde venea aroganța asta? Din cultură? Nu, de la mălai. Da, deci aveau bani întotdeauna. Ce mare brânză că ne-au finanțat străinii un meeting și a fost lovitură de stat. Și unde scrie că n-ai voie să faci lovitură de stat? Unde scrie, domnul Dragnea, că strada nu poate să te dea jos? Dar ce ai vrea, bă, să nu te dea jos nici măcar Iisus Hristos? Că în România, când te cureți, trebuie să vorbești de mort numai de bine. Deci când ai vrea să plătești? Uite, au venit unii și o să mai vină, probabil, și o să plătească ca să te dea jos. Numai că în momentul de față, între timp, lucrurile s-au mai schimbat, nici măcar aia în PSD nu mai înghit astăzi balivernele lui Liviu Dragnea. Nu-l mai înghit nici ăia. Poate să spună că și ăia știu că, de fapt, era un hoț. Da? Deci nu astea sunt elementele, domnul Dragnea. Veniți și explicați-ne când o să vă apucați de treabă. Dacă erați așa de tare, dacă erați Dumnezeu politicii românești, trebuia deja Brașov, Comarnic să fie făcută. București, Brașov. Da? Și dincolo, în același timp, trebuia să lucrați la două mâini. Și eu, dacă ajungeam prim-ministru, lucram la două mâini din prima zi. București, Brașov și respectiv Pitești, Sibiu. Bă, într-un an de zile le terminam, bă, tată. Bă, aduceam, vă spun sincer, mă puneam în genunchi. Mă duceam la toate firmele astea care au făcut autostrăzile în Franța, în Italia, în Spania, în Marea Britanie. Mă duceam acolo, personal, în astea patru țări și imploram pe aia. Bă, România face orice. Vă dau cele mai avantajoase contracte, numai să veniți în România și să-mi faceți toate autostrăzile pe care le vreau eu, că eu vă fac planul. Îl am eu pe hârtie, am luat o coală a patru, îl fac eu. Nu-mi trebuie să-l facă rus sau alt tâmpit. Vi-l fac eu, toate autostrăzile, vă rog să mi le faceți exact ca la voi în țară. Deci, Pitești, Sibiu. În același timp, ca să am și eu, măcar un București-Sibiu, da? O făceam aia, între timp mai modernizam un pic și București-Pitești, să mă duc de la București până la Sibiu. În același timp făceam București-Brașov și după aia legam Sibiu de Cluj și respectiv Brașovul de Cluj. Bă, astea le făceai în 3 ani de zile, tată, da? După care te apucai, făceai București-Iași esențial, duceai mai departe de la Cluj la Timișoara, legai practic capitala de Timișoara și începeai să respiri. După ce le aveai pe astea făcute, da? Deci București, Timișoara, București, Cluj, București, Brașov, București, Sibiu, toate astea legate între ele, te duceai la Iași, aveai Constanța, ok. Puteai să te oprești, să începi să le explici oamenilor ce ai de gând să faci. Băi, astea erau priorități absolute. După care începeai să găsești idei, să găsești investitori, să modernizezi sistemul de cale ferată. România merită să aibă, a avut pe vremuri la începutul secolului, chiar în primii ani ai secolului, un pic mai târziu, da, în anii 20, de exemplu, a treia rețea de căi ferate din Europa. Deci asta era prioritatea absolută. Apoi modernizarea întregii rețele, cu străini, cu chinezi, n-are importanță cu cine. Bă, să-ți o facă brici. Singurul lucru unde trebuia să fii intransigent până la capăt, era calitatea, că bani erau. Nu se mai duceau bani pe nimic altceva. Mă interesa infrastructura, mă interesa sănătatea și mă interesa învățământul. Astea trei. Aici se duceau toți banii. Într-adevăr, ceream scuze pentru restul, dădeam mai puțin la buget, armată, biserică, sport, dădeam mai puțin la lucruri de genul ăsta pentru o perioadă de grație de nu știu câți ani. Sigur, dacă oamenii te vedeau serios, probabil că te votau în continuare. Îți dădeau o șansă, pentru că asta nu se putea termina într-un mandat. Este clar. Nu îți dădeau această șansă, asta e.
încercai după aia să le explici că nu mai erai, încercai să le explici că nu mai erai, să le dea o șansă celor care au venit în locul tău să continue. Dacă ăia nu continuau, atunci se vedea că sunt niște idioți și sunt niște hoți. N-avea cum să nu continue ăla. Da? Hei, am tras toate astea, mai mi-a rămas să trag de la Timișoara la Craiova. Eu trag și pe aia. Nu o faci pe aia, înseamnă că într-adevăr erai un escroc. Trag după aia de la Timișoara, Arad, Oradea, Baia Mare. Trag încolo, da? Nu făceam toată România, tată, în 10-15 ani, nicio problemă. Bă, dar să lucra non-stop. Bă, să lucra non-stop. Deci asta era. Era urgență zero. Oriunde te duceai în Europa, ăia îți validau proiectele astea. Nimeni n-ar fi zis, stați, bă, nu vă grăbiți, bă, chiar așa. Cum să nu? Deci ne interesa chestia asta. Sigur, mai complicat cu infrastructura feroviară, care este absolut la pământ, măcar hai să zicem că locurile astea, sigur, cu exproprieri, cu toate alea, dar angajai oameni serioși, competenți, care numai asta să facă. Da? Să muncească, să găsească idei, să găsească soluții. Ne împăcam și cu familiile de castori, cu marmote, cu toți bătlanii aia. Sunt toate animale, nu există